Consilierii județeni au fost convocați astăzi să participe la ședința ordinară aferentă acestei luni. Pe lângă cele 9 proiecte de hotărâri pe ordinea de zi, au fost incluse alte 7 puncte suplimentare, a căror dezbatere și aprobare nu suferea amânare. Printre acestea, facilitarea de către Consiliul Județean a unei investiții în Valea Jiului, ce necesită separarea de mina Petrila unui teren în suprafață de 3 hectare, teren pe care urmează să se construiască o fabrică de producție. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării, dezlipirii terenului din domeniul public al județului Hunedoara înscris în CF numărul 66391 Petrila. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, Comisia Economică, doamna Donița Maria Bălănesc. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Dezbateri la acest punct? Nu sunt. Supunem la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Unanimitate a trecut și acest punct. Nu, este vorba de ansamblu istoric Mina Petrila și alături de mină este un teren de aproximativ 3 hectare care în prima fază am vrut să facem parc industrial, dar acum o firmă și-a manifestat dorința de a lua terenul pentru a face o investiție. Indiferent unde este investiția în județul Hunedoara sau unde vin investitorii și fac investiții, este extraordinar de bine pentru județ. De aceea, ca să putem demara toate acțiunile pentru a putea da acest teren în concesiune, trebuie desmembrat de celălalt teren. Și astăzi, chiar dimineața la ora 9, am avut o întâlnire cu cei care fac PUSCP-ul la Petrila, la mina Petrila, pentru a vedea exact cum îl dezmembrăm și ce se vrea acolo, fiindcă acea firmă care a început o investiție pe terenul alăturat al primăriei Petrila, vrea să concesioneze în continuare pentru o fabrică de baterii pe terenul Consiliului Județean. Și suntem deschiși pentru a face această investiție.